Klaus Iohannis a evitat să comenteze candidatura lui Gigi Becali pe listele Uniunii Social-Liberale. Nu comentez, mi-e absolut egal. Nu. Greu de evaluat. Greu de evaluat, dar la noi se poate observa ușor că în prag de alegeri toate partidele încearcă să atragă persoane care trag și voturi după ele. E o metodă care se folosește și la unii și la alții. Eu nu sunt convins că aceste racolări dau rezultate semnificative. Lansarea candidatului FDGR pentru alegerile parlamentare, Ovidiu Ganță, va avea loc în noiembrie. Eu voi vota candidatul Forumului German pentru Camera Deputaților la Senat. Așteptăm candidaturile. Bănuiesc că vom avea multe voturi. Nu foarte multe. Dar ceva tot vom cheltui. Outdoor sigur va fi. Broșuri sigur vor fi. Candidatul sigur va fi de văzut. Centrele cu cea mai multă campanie vor fi Sibiu și Timișoara. Klaus Iohannis spune că FDGR nu va investi foarte mulți bani în campanie, iar aceasta va fi făcută în special în Sibiu și Timișoara.